Ion Târgoală și-a descoperit o nouă pasiune la 60 de ani, pentru că nu este frică de gura lumii și a făcut cont de TikTok, iar vizualizările pe care a reușit să le adune sunt impresionante. Despre ce sunt acestea și cum a cucerit inima publicului, vedeți în reportaj. Noroc la toată lumea! Vreau să vă aduc o veste bună. Acum nu pot intra live, vă știți că la ora asta pe timpul într-un live, că facem registrările, adică merg filmările la emisiunea Vorbe Bune cu Liludi pe canalul 2. Ion Târgoală e profesor de matematică și fizică de mai bine de 35 de ani. Își iubește profesia cu toată inima, de asta ne-am convins chiar la început de discuție. A fi profesor, pedagog, trebuie să fii cum e un artist, să naște cu auz muzical, așa și un profesor trebuie să ai de la Dumnezeu. N-ai, degeaba te duci. Poți fi cât de deștept neșe, dacă n-ai darul ăsta de a iubi copiii, profesorul ăsta e ca un părinte. Fiind o fire artistică, fapt observat și de elevii săi, a apărut și ideea de a evada din lumea cifrelor în mediul online. Propunerea a venit tot de la un discipol. Nu vreți să vă faceți TikTok, aveți ceva calități, dar și asta, primul rând, și TikTok-ul. O zic, e o aplicație interesantă. Și mi-a deschis, adică aplicația, m-a uitat, zic, dar stai că asta e de mine. Zic, hai mai repede, fă-n el. Nici nu știam a filma, adică să fac filmuleță. Am apăsat acolo, până la urmă văd că se primește un videoclip. L-am postat, așa, nu l-am mai verificat. Și am vorbit, cum am vorbit. L-am postat și-o prins la public. Filmulețele sale adună și peste jumătate de milion de vizualizări. Nu sunt regizate, dar sunt realizate cu mult suflet, pe cele mai diverse teme, de la gastronomie, la muzică și, evident, matematică. Salut! Așa mi-am mâncat de pepene verde, oricând o să iasă mă repede și în Moldova. Probabil că sunt ancăscuni pentru buzunarul unui profesor. Stați acasă! Dacă ți-ai rușine, dragă, poți vezi filmul, care e problema? În ciuda comentariilor negative pe care le mai primește, bărbatul e fericit că cei dragi îl susțin acum și îl văd împlinit. În special fiica, care este o urmăritoare fidelă, dar se află peste hotarele țării. N-am putut să postez vreo 3 zile nimic pe TikTok. Și, adică nu avem timp. N-am eu că mă gândesc la TikTok. Și mi-a scris un mesaj. Și s-a întâmplat că nu te vedem pe TikTok. Așa m-am bucurat că, uite, și nepoțica, și fiică mea, și jinele, toți mă urmăresc.